Acum noi schimbăm registrul, una bucată mare artist, una bucată reporter desăvârșit și un flamingo. Gabriel Cotaviță și colega noastră Mădălina Bălan au fost protagoniștii celui mai tare moment al evenimentului la care s-au strâns aseară toate vedetele din showbiz. Lumea bună a capitalei s-a adunat la cea mai tare petrecere a verii. Vedetele s-au întrecut în ținute care mai de care mai spectaculoase și s-au pregătit intens pentru marele eveniment. Și, ce-i drept, le-am admirat îndelung. Dar... apoi, atenția noastră s-a îndreptat către cel mai tare moment al serii, moment oferit de colega noastră Mădălina Bălan, cel mai tenace reporter și inegalabilul, minunatul și artistul complet Gabriel Cotaviță. Înainte de interviu, protagoniștii noștri au întâmpinat ceva probleme din cauza unui flamingo. Da, mai bine, crede-mă! E mult mai bine! E mult mai bine, dar vă și iese? Adică reușiți să vă așezați pe săracul flamingo? Dar să nu vă închipuiți că protagoniștii noștri s-au lăsat bătuți. Nici vorbă de așa ceva, doar nu le vine de hac un biet flamingo. Un bărbat adevărat și un reporter adevărat nu renunță niciodată. Uite bine! Ia, cum suntem? Cum suntem? Sunteți foarte bine! Nu e rău! A, nu e grav! Nu, o căzătură mică nu dăunează grav sănătății. Trebuie să stați liniștiți! Lepăda de aur! Cum adică lepăda de aur? Lepăda de aur! Păi, domnule Cotaviță, trebuie să ne credeți pe cuvânt că nu ați avut de face cu o lebădă, ci cu un flamingo, știți? Pasărea aceea frumoasă, roz, cu piciorușe lungi. Ce-i drept, e la fel de grațioasă ca o lebădă, dar alta asemănare nu găsim între cele două păsări. De fapt, vorbim despre un flamingo buclucaș. Nu-i nimic, important este că ați fost dat pe spate de colega noastră, Mădălina Bălan. La propriu. Că la figurant nu te-am dat. Gabriel Cotaviță ne-a arătat că este un bărbat și un artist adevărat. Dar Mădălina ne-a demonstrat că este un reporter adevărat care nu stă împăiat la interviuri. Ea nu știe să jongleze doar cu întrebările, ci și cu piciorușele de gazelă.